Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV aflăm mai multe informații despre tendințele și culorile anului 2024 în materie de hairstyling. Stăm de vorbă cu Camelia și Cătălin, hairstyliștii Salonului Royal, pentru a afla mai multe informații despre acest eveniment. Bună ziua, în primul rând, ne bucurăm că ne vizitați. Astăzi o să avem parte de un seminar de la Vela. Tendințele în 2024, tocmai s-a lansat la Varșovia, iar un trainer excelent de la Vela a venit să ne învețe, să ne povestească ce s-a întâmplat acolo, să ne arate tendințele, iar noi vom lucra pe modele. Abia așteptăm să vedem ce surprize are pregătite pentru noi. Și... Cred că și modelele abia așteaptă. Am văzut un model cu natural, cu păr natural și un model decolorat. Cu siguranță vor avea și ele surprize. Da, își doresc o schimbare și noi ne bucurăm că au ales să vină la noi și sunt convinsă că o să fie ceva foarte frumos. Cu siguranță, stăm de vorbă și cu trainerul. Cine este trainerul care vă vizitează astăzi? Unul dintre cei mai buni din punctul nostru de vedere, Laurențiu Bostan, care a venit special de la București pentru noi să petreacă o zi împreună cu noi. Suntem foarte încântați și noi și așteptăm să vedem ce ne prezintă. Eu aș vrea să vă întreb, pentru că astăzi am zis că o să vorbim despre tendințe și culoare, iar voi sunteți hairstyliștii salonului, ce cer cel mai des femeile, ce culoare? Încă se merge pe foarte mult blond, foarte multe cliente își doresc foarte mult blonde și tendințele încep să se schimbe, iar anul ăsta se merg spre nuanțe mai calde. Încercăm și noi să ne convingem clientele să renunțe la culorile foarte reci și blonduri cât mai deschise. Sper să și reușim. Iar în cadrul seminarului de astăzi încercăm să învățăm și noi alte trucuri și să ne putem adapta noilor tendințe din anul acesta. Cât de ușor sau cât de greu este, Camelia, să readucem un blond dintr-o culoare închisă? Este destul de greu, dar suntem foarte pregătiți cu tehnici noi, produse noi, tehnologii noi. Din cadrul produselor de la Vela avem foarte multe tehnologii, ceea ce ne permite să facem deschideri foarte bune, protective, și atunci încercăm să avem un dialog cu clientele, să le convingem să alegem ce mai potrivit pentru firul de păr, dar totuși avem încredere în produsele noastre și atunci suntem pregătiți pentru orice schimbare. Așadar, clienta pleacă exact acasă, exact așa cum își dorește. Da, clienta pleacă așa cum își dorește în urma unor conversații care le are cu noi și atunci eu zic că dacă noi ne facem treaba bine de la început, pleacă sigur mulțumită din salon. Avem două modele, un model curat, natural, și un model deja cu o situație. Cum vrei să fie la final aceste două domnișoare? Cu părul cât mai sănătos și culori cât mai frumoase. Asta aș fi cea mai... Întotdeauna țin la integritatea firului de păr. Ok, sunt anumite zone care poate sunt un pic mai poroase. Ne asumăm că e posibil să se mai degradeze, dar nu neapărat. Degradat e un cuvânt foarte, foarte mare, să spun așa, care putea să aibă un pic de tot de suferit, dar putem să-l ținem din tratament. În momentul în care avem să facem niște corecții de culoare, ne asigurăm că lucrăm cât mai curat, cât mai îngrijit, cu cât mai multe tratamente și cu oxidanții potriviți, astfel încât să nu deteriorăm părul și clienta să plece cu o culoare și cu un păr sănătos acasă, pentru că cel mai important e integritatea firului de păr. Ok, culoarea se arată foarte bine, dar sănătatea firului de păr primează. Și pentru că vorbim despre tendințe, am vorbit despre culoare, da. Deci trebuie să reținem că calde sunt culorile anului și practic pitch. Pitch faz este direcția dată global, însă acest pitch faz nu trebuie să fie neapărat arămiu. Poate să fie și un arămiu mai diluat, poate să fie și un roze, poate să fie și un roze pudrat. Nu trebuie să ne ducem neapărat, ok, pitch faz înseamnă doar portocaliu. Culori foarte frumoase am văzut la prezentarea pe care ați avut-o la Varșovia. Da. Deci sunt demențiale blondurile, dar toate au ceva irizații și... Trebuie să aibă ceva... Exact, care să pună un accent, un pic de luminozitate. Trebuie să ne încurajăm clientele să nu se sperie în momentul în care noi vom pune, hai să punem un accent de culoare, un roz. Să nu fim la fel. Exact. Să nu fim la fel de fiecare dată. Și tunsoarea, care e tunsoarea anului?
consider că tunsoarea este cea care te face să fii cât mai comodă, cât mai să-ți ofere cât mai puțin timp înspre a-l îngriji. În ideea în care să... Noi suntem foarte mult pe grabă acum. Toți am vrea să fie gata toate lucrurile ieri. Și atunci, practic, tunsoarea trebuie să-l facem în așa fel încât aproape să se așeze singur. Dar, dacă aș da ca o... Dacă aș da ca o direcție, aș merge în direcția de foarte multă textură, scări, ideea de trepte, linii. Trebuie să ți se potrivească tunsoarea.